Bună dimineața! Este ziua Australiei, ziua națională a Australiei. Ne-am trezit de vreme, este 6:40 de minute și mergem spre Adelaide. Vrem să vedem festivitățile ce au loc în oraș cu ocazia acestei zile. Nici nu a răsărit soarele, bine. Încă mult să fim. Călătoriile noastre sunt despre frumos și noi descoperiri. Străbatem distanțe mari pentru a vedea lucruri faine, diferite de cele din locul în care ne-am născut și le împărtășim cu voi. Dar frumosul nu este mereu cert. E posibil ca uneori să ne dezamăgească ceea ce vedem, iar oriunde am merge va exista mereu acea parte a vieții în care facem lucruri obișnuite, plictisitoare. Aceste părți, precum spălatul, dormitul, gătitul, sunt din ce în ce mai grele și iau mai mult timp din zi cu cât călătorim în zone mai izolate cu echipament mai puțin. Dacă în Vânel aveam baia noastră cu cabină de duș, în Pahero, cu puțin noroc, găsim o bancă în mijlocul a nicăieri pe care ne punem bidonul de apă și o numim baie. Ciudat e că, întorși în confortul de acasă, de fiecare dată ne dorim să plecăm. Affected my business tremendously, but to keep the family tradition of food going is such an important part of our life. The legacy is going to live on with us. Ziua a început cu un mic dejun în stil australian. Acum ne bem cafeaua și apoi pornim să explorăm Adelaide. Adelaide este capitala statului Australia de Sud, cel mai mare oraș din stat și al cincilea cel mai populat oraș de pe continent. William Light este cel care în anul 1836 a topografiat zona și a schițat orașul Adelaide. Construit după planurile sale, orașul este geometric, cu străzi perpendiculare, înconjurat de parcuri, mărginit într-o parte de mare și într-altă parte de munte. Inițial, Light trebuia să traseze orașul lângă gura de vărsare a fluviului Murray la 100 de kilometri distanță. Dar acesta a observat că terenurile de acolo nu sunt stabile, râul aducând o cantitate foarte mare de sedimente, așa că a ales ca locație pentru Adelaide această câmpie, locația actuală.
Acest lucru i-a înfuriat pe superiorii săi, viziunea lui fiind recunoscută abia la ani bun după moartea sa. El a murit sărac în anul 1839, iar această statuie, construită în cinstea lui, a fost ridicată în anul 1938. Este o statuie din cupru în mărime naturală. Iar locația este pe colina Montefiore, denumită Viziunea lui Light. Cu linia albastră, care nu știm ce înseamnă. E linia de pus acolo. E și albastră și galbenă. E linie de pus, nu ai voie să oprești și pe acolo merge pus. De unde știi? Știu eu. De când ai dat de carnet în Australia? Care oraș are arcada sa comercială, nu puteam să o ratăm pe cea din Adelaide. Strada comercială Randall. Elefantul, simbolul viitorului în viziunea lui Dalí, este una dintre imaginile sale preferate, adesea fiind înfățișat cu obiecte pe spate. În această sculptură, Dalí subminează ideea că elefantul este greu și puternic, punându-l pe picioare ca de păianjen. Este un exemplu pur al genialității pline de frumoase exagerări caracteristică lui Dalí. Acesta creează o imagine fantastică prin juxtapunerea greutății imense a elefanților cu fragilitatea picioarelor lungi și subții. Elefanții sfidează astfel legile fizicii și par a se mișca fără efort și grațios pe aceste picioare. Foarte frumoase curțile astea aici! Muzeul de Istorie Naturală Australia de Sud a fost înființat în anul 1856. Mergem acum să-l vizităm. La momentul la care europenii au ajuns pe acest continent, existau mai mult de 250 de triburi de aborigeni. Acest muzeu are una dintre cele mai mari colecții de artefacte aborigene din lume.
Muzeul găzduiește cele mai vechi materiale culturale indigene, cu peste 30.000 de piese semnificative din punct de vedere spiritual și antropologic provenite de la cele aproximativ 250 de triburi. Aici găsim mii de sulițe, bumeranguri, scuturi și alte artefacte care întruchipează mai mult de 60.000 de ani de cultură aborigenă vie. Cea mai mare parte a colecției a fost adunată în timpul secolului al XIX-lea, muzeul fiind a doua instituție de acest gen din Australia la momentul înființării. Colecția s-a mărit mai târziu, între anii 1920 și 1970, când antropologii din Adelaide au făcut un efort concertat pentru documentarea culturii aborigene, de teamă că aceasta va pieri încet fără intervenție. Chiar și astăzi, colecția continuă să crească, personalul muzeului abia terminând de catalogat 150 de coșuri țesute, precum și o multitudine de piese de artă aborigenă contemporană. La începutul anilor 1980, în Yeendumu, o comunitate indigenă din Australia Centrală, aflată la marginea deșertului Tanami, un grup de înțelepți ce își priveau copiii luptându-se să se integreze în școala occidentală, a decis să facă ceva remarcabil. Patru dintre aceștia au pictat povești valpirii din mitologia timpului viselor, pe ușile școlii în care copiii învățau, în limba engleză, nu în limba valpirii, și în săl de clasă, nu afară, în tufișul australian. Ușile Yeendumu, adevărate opere de artă, ce cuprind mii de ani de cultură aborigenă, au conectat generația tânără valpirii de rădăcinile sale, transmițând nu numai cunoștințe străvechi, ci și mândria de a face parte din această cultură. Atunci când școala a fost modernizată, la mijlocul anilor 1990, cele 30 de uși au primit o casă nouă la Muzeul Australiei de Sud din Adelaide. Peste 60.000 de ani, aborigenii au trăit în Australia într-o stare de echilibru cu mediul, rămânând la stadiul de vânători, culegători, probabil datorită bogăției naturale și a climei continentului. Aceștia nu au simțit nevoia de a practica agricultura, mineritul sau de industrializare. În schimb, civilizațiile vestice, din păcate, s-au dezvoltat, acțiunea umană asupra mediului, contând în contextul schimbărilor climatice și a degradării naturii înconjurătoare. Un exemplu care îmi vine în minte este legat de exploatarea aurului de la Roșia Montană, mina fiind activă încă de acum 2000 de ani, din timpul ocupației romane. În Australia, mineritul a început abia după anii 1800, odată cu colonizarea. Repetițiile sunt întoi.
așteptăm să înceapă parada, ar trebui să fie reprezentate aici peste 60 de națiuni. Punctualitatea englezească va fi testată, că e aproape ora 6 și nu se arată. Da, în schimb este foarte multă lume aici. Și soare. Ziua Națională Australiei este sărbătorită pe 26 ianuarie și comemorează sosirea primei flote în Golful Sydney în anul 1788, ridicarea drapelului în acel loc și proclamarea suveranității britanice asupra Australiei. Este o zi controversată la momentul actual. Acest moment festiv pentru australieni este totuși unul tragic pentru aborigeni, pentru care debarcarea primei flote marchează sfârșitul libertății. Australia este o țară construită prin emigrație. Asta face ca un individ să fie de cele mai multe ori judecat pentru modul în care se comportă în societate și nu pentru locul de origine al lui sau al strămoșilor. La Parada Națiunilor iau parte grupurile etnice cel mai bine reprezentate în Australia. Este un moment viu și plin de culoare, prin care oameni de pretutindeni își manifestă bucuria de a fi australieni.